Bună dimineața și mulțumesc, domnule președinte. Declarația politică de astăzi, pe care o voi citi, se numește Brăila are nevoie de o sală polivalentă modernă. În toată această perioadă de când Brăila s-a aflat sub administrația Partidului Social Democrat, am constatat cu toții că, din păcate, sportul brăilean nu a primit niciun fel de sprijin concret de la autoritățile locale. Generații întregi de copii și tineri nu au fost încurajate în niciun fel să practice vreun sport la nivel de performanță sau măcar la nivel de amatori. În prezent, Brăila dispune de o sală polivalentă construită în anul 1975, care are o capacitate de 2000 de locuri și o suprafață de 3000 de metri pătrați. Însă în această sală este insuficientă și depășită pentru cerințele actuale ale unui oraș care are o populație de peste 180.000 de locuitori și care a adus sportului românesc foarte mulți campioni. Reparațiile acestei săli polivalente nu sunt o soluție, ci o simplă căpeală foarte costisitoare pentru bugetul public și fără rezultate concrete pentru sportul brăilean. Solicit pe această cale autorităților brăilene să urgenteze construcția noii săli polivalente din Brăila, atât de necesară organizării unor evenimente sportive, culturale sau sociale, o sală care poate fi adaptată în funcție de nevoile fiecărui tip de activitate. Nu mai este timp de pierdut. Sper doar că întârzierile tehnice și birocratice în construcția sălii polivalente din Brăila, care ar fi trebuit să fie finalizată în anul 2025, poate fi recuperată de responsabil de acest proiect. Este un obiectiv deosebit de important pentru dezvoltarea orașului Brăila și a regiunii, iar aceste obstacole sau incertitudini trebuie depășite astfel încât brăilenii să poată beneficia de această sală într-un timp cât mai scurt. Vă mulțumesc frumos!